din butoane. Aplauze pentru cele două formații, CSM Focșan 2007 și CS Sporting Liești. Hai, toți!
plec. Come on, 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 come on
lasă-te după Corobei! Hai, stai! Hai! Intră după Corobei în interior! Da, la cum zic eu! Stop! Hai, lasă-o mă ceai, plecat de la serviciu și nu te vadă ăștia în poză că ești în timp al programului. Da, atâta stare, lasă-i! La tot buceană, acolo rămâi coștită! Jur! Și acum mai ești tu! Cine a știut de asta? Du-te cu el! Lasă! În minutul 12 al primei reprize, cartonaș galben pentru jucătorul de la CSM Focșani 2007, Frank Ceasem, numărul 11. Come on!
Doi!
Jos! Din minutul 23 al meciului, gol! CSM Focșan 2007 înscrie cu numărul 21 Robert
Enache din pasa lui Răzvan Gorovei. 1-0 CSM Focșani 2007, CS Sporting Liești. Da, așa, luăm de aici.
Bine, bravo, vine Rusa! Hai, hai, noi de la corner, noi de... Jut, jut! Dale! Dă-mi pe interior! Dă-mi pula mea, la bar! Om la bară! Acum! Cine la bară? Bă, mai înapoi, lasă-mă, nu stă-ți băi acolo! Din minutul 29 al meciului, gol CSM Focșani 2007, 2-0 pentru echipa noastră în întâlnirea cu CS Sporting Liești. A scris cu numărul 33, Cristi Marcu. Thank you.
Thank you.
În minutul 38 al meciului, gol pentru CS Sporting Liești, a înscris cu numărul 98 Ionut Chiriac. 2-1 CSM Focșani 2007, CS Sporting Liești. Schimbare la CSM Focșani 2007, în minutul 42 al primei reprize, a ieșit cu numărul 3, Rafael Stroie, a intrat cu numărul 18, Alex Dumitru. Tu te bala ora. Ya ves.
2 minute de prelungire pentru prima repriză. Pauza la Focșan după 45 de minute și unul de prelungiri. 2-1, CSM Focșan 2007, CS Sporting Liești. Revenim în scurt timp. Deci, dai-mi la pe acolo.
Open it, they gon' kiss me right and dirty.
Atenție, comisie liberă!
În minutul 46, cartonaș galben pentru numărul 8 de la Sporting Liești, Adrian Grigoraș. Minutul 47 al meciului a fost 1-0 în minutul 23, a înscris pentru echipa noastră Robert Tenache. În minutul 29, Cristi Marcu a majorat avantajul formației noastre 2-0, iar în minutul 38 a înscris pentru oaspeți Ionuț Chiriac. Așadar 2-1 pentru CSM Focșan 2007 în întâlnirea cu CS Sporting Liești. Thank you.
atac cu stâng! Yes! Sigur! Sigur! Sigur, John! Pas, 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 pas! Hai, Jun! Hai! 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 Hai!
Dudu! Și în 2007 înscrie minutul 59 din 11 metri Răzvan Gorofei după un fault asupra lui Robert Tenache și o pasă de la Frank Ceasem. 3-1 CSM Focșani 2007, CS Sporting Liești. Ha!
Dragi prieteni ai sportului, în această seară de la ora 18 la Constanța, în sala sporturilor, handbal masculin, echipa noastră întâlnește echipa locală CSM Constanța. Mâine de la ora 12, volei feminin la sala sporturilor, CSM Focșani 2007 întâlnește pe CSM Gidia, prima etapă a campionatului. Tot mâine, junior C, D și E, echipele noastre joacă mâine 3 meciuri, iar duminică 2 meciuri juniori A și B, juniori republicani, aici pe Milcovul cu LPS Galați ambele, orele 12 și 14. În minutul 64 al meciului, schimbare la formația oaspete, a ieșit cu numărul 98, Ionuț Chiriac, autorul golului oaspeților, a intrat cu numărul 99, Teodor Hodorogea. Thank you.
acolo pe mine. În minutul 69 al meciului, cartonaș galben pentru numărul 95 de la CSM Focșani 2007, capitanul echipei Răzvan Gorovei. Thank you.
În minutul 73 al partidei, schimbarea la CSM Focșani 2007. Iese cu numărul 11, Frank Ceasem. Intră cu numărul 10, Alexandru Zaharia. Din minutul 74 al meciului, gol CSM Focșani 2007, 4-1 pentru echipa noastră, a înscris cu numărul 21, Robert Enache. În minutul 75 a fost și o schimbare la formația oaspete, a ieșit cu numărul 6, Bogdan Crihană, și a intrat cu numărul 10, Filip Dima. Thank you.
În minutul 78 al meciului, triplă schimbare la CSM Focșani 2007. Au ieșit cu numărul 22, Robert Riza, cu numărul 15, Andrei Mazilu și cu numărul 95, Răzvan Gorovei. Au intrat cu numărul 44, primul meci la CSM Focșani, Elis Mexes, cu numărul 30, Marius Pahonțu și cu numărul 5, Ianis Mihart. Schimbare la Sporting Liești din minutul 80 al meciului. A ieșit cu numărul 16 Alin Țopa și a intrat cu numărul 13 Florentin Florea. Thank you.
Vă schimb cu Mihai. Putem ataca. Mihai, vă schimb cu... Da, dacă am să fiți...
Dragi prieteni ai fotbalului, etapa viitoare, vineri 13 octombrie, de la ora 15, CSM Focșani 2007 va juca din nou aici pe Milcovul, cu Dacia Unirea Brăila. În etapa a noua, sâmbătă 21 octombrie, jucăm în deplasare la Hamangia Baia, tot de la ora 15, iar în etapa a 10-a, din nou deplasare pentru băieții noștri, sâmbătă 28 octombrie, tot de la ora 15, CSM Râmnicu Sărat, CSM Focșani 2007. Repriza secundă va fi prelungită cu 5 minute. Hai, stai-ne! 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 Hai, stai-
În minutul 90+3, cartonaș galben pentru numărul 10 de la Sporting Liești, Filip Diba. În minutul 90+4 înscrie cu numărul 30 Marius Pahonțu, 5-1 CSM Focșan 2007, CS Sporting Liești. Final de meci la Focșani, în etapa a 7-a Ligii a 3-a, seria a 2-a la fotbal, CSM Focșani 2007 câștigă cu 5-1 în fața lui CS Sporting Liești. Echipa noastră este lider în seria a 2-a. 21 de puncte pentru CSM Focșani 2007, maximum de puncte. Felicitări echipei noastre, aplauze pentru CSM Focșani 2007. Aplauze și pentru formația oaspete. Dragi prieteni ai fotbalului, vă spuneam mai devreme, etapa viitoare, vineri 13 octombrie, de la ora 15 aici pe Milcovul, CSM Focșani 2007 întâlnește pe Dacia Unirea Brăila, derbiul seria a 2-a, Liga a 3-a. Apoi, sâmbătă 21 octombrie, jucăm în deplasare la Hamancia Baia și pe 28 octombrie, tot în deplasare la CSM Râmnicu Sărat. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de băieții noștri și astăzi. Weekend plăcut în continuare tuturor, numai bine!